Vă salut pe toți cei care mă urmăriți. Am primit acest pachetel. Înăuntru este o mașină de tuns iarba cu acumulator, din aceea mică, de mână. Am cumpărat-o în speranța că poate reușesc să o înlocuiesc pe asta manuală, care mă obosește foarte mult. Se blochează, trebuie să împing tot timpul cu degetul ăsta arcul. Mă solicită mult și am zis hai să încerc cu una din asta electrică, să vedem cum arată. O să-i facem o despachetare. Vom vorbi puțin despre ea și vedem și cum funcționează. Ok. Deci este o mașină de tuns iarba și Guard View de la Einhell. Am luat-o pentru că era puțin mai ieftină decât alte modele. Eu de obicei nu prea cumpăr altceva în afară de Bosch, dar nu-mi permite mereu buzunarul să cumpăr Bosch. Și sunt tare curios să văd cum arată jucăria asta și cât de bine o să meargă. Am schimbat un pic poziția în speranța că o să se vadă un pic mai bine. Deci, cutia arată cam așa. Câteva imagini ne arată cum se montează cuțitele. Hai să vedem câteva detalii tehnice. Deci avem un 3,6V tensiune și 1,5A capacitatea acumulatorului. Deci are două cuțite, unul pentru iarbă cu o lungime sau lățime de 70 de milimetri, cred că lățime, și un sistem de cuțite pentru Guardul View, 10 cm lungime, cam așa. În rest, nu știu ce aș putea să vă mai arăt pe cutie. Hai să-l desfacem, să vedem cum arată. Încerc să nu deteriorez ambalajul în caz că e nevoie de vreun retur. Să-l expediem frumos, așa cum l-am primit. Hârtii, ca la orice unealtă, ceva manuale cu date tehnice de montaj, instrucțiuni de montaj. Mai puțin că m-am pus exact în lumină. Deci, cum se montează cuțitele, o să vedem imediat. Așa. Avem aici cuțitele astea două. Sper să se vadă. Da, tot schimbă poziția camerei pentru că am impresia că nu se vede foarte bine.
Deci vă spuneam că aici sunt cuțitele alea două. Ăsta e ăla pentru gardul view. Pare să fie dintr-o tablă destul de bună, așa ca grosime. Colisează asta cumva. O să vedem imediat. Și cred că al doilea este montat deja, da? Deci asta este jucăria. Cam așa arată. Hai să o luăm așa ca de obicei din toate părțile. Vedem cum este lucrată. Modelul GC CG 3,6 ce nume întortocheat i-au pus ăștia de la Einhell. Ăsta cred că este un LED care ne avertizează când se descarcă acumulatorii. Da, pisicule, spune. Spune. Asta este mufa de dă coada jos că nu văd aici. Mufa pentru încărcarea acumulatorului și nu mai mișca telefonul. Încerc să fac și eu un clip. Stai acolo în iarbă, ne vedem după aia. Cum am spus, cuțitul ăsta e montat. Aici pe eticheta asta tot cam aceleași informații care erau prezente și pe cutie. Deci 3,6V, 1,5A. Are comutatorul ăsta de acționare în partea asta aici. Și ăsta este, habar n-am ce este, dar sper să fie un fel de mecanism de siguranță. Ia să vedem dacă are încărcătorul încărcat și dacă pornește. Deci apăsăm pe asta, nu vrea. Dacă apăs pe asta și pe urmă pe asta, merge. Așa, deci asta este, dar nu înțeleg de ce să dă în stânga și în dreapta, ea să nu are același efect. Dreapta, sac, da. Ok, pare să aibă ceva curent în acumulatorii ăștia. Mai bine că să-i facem și o probă. Să vedem cum se înlocuiește cuțitul. Deci, ne luăm și noi după intuiție. Săgeata asta încolo, tragem așa, apăsăm, da, vedem și cum. Trag eu degeaba. Cum vine, mă, asta? Habar n-am. Trebuie tras așa, dat căcăria asta jos, capacul ăsta. Și se scoate cuțitul ăsta de aici și se pune celălalt pentru gardul viu. Să încercăm să băgăm rotița asta de aici, pinionul ăsta mic, undeva în chestia asta ovală și respectăm forma la plastic. Ăsta să intre în canalele astea. Probabil trebuie băgat prima dată asta așa. Nu e chimie de clasa 12. Ia să vedem, punem asta la loc. Cum era. Dacă îl și nimeresc, ar fi perfect. În același fel îl băgăm. Numai că n-a intrat. Ia să vedem. Cam. Ia să vedem acum.
Na, că orice jucărie nouă încerc să-i dau de cap. Deci trebuie să intre în canalele alea acolo. Și pe urmă împingem asta încolo și cred că acum s-a montat. Ia să vedem. Vibrează mașinuța asta din toate colțurile. Eu cuțitul ăsta nu știu la ce o să-l folosesc. Gardul eu nu am, probabil tot la iarbă. Dacă să tund așa, să încerc să tund pe lățime. Ok. Deci, mare filozofie nu e, nici de folosit, nici de montat. Ați văzut, trebuie doar un pic să te uiți acolo la cum ar putea să intre cel mai bine piesele alea. Nici n-am nevoie să mă uit pe manualul ăla, e o jucărie simplă și sper să-mi fac treaba cu ea. Sunt foarte curios să văd cât ține acumulatorul ăsta, măcar să mă ajute să tundă iarba de pe margini după ce tai cu mașina aia mare, să nu mai folosesc foarfeca aia manuală. Hai să-i facem o probă două, vedem pe ce am dat banii și dacă e bună de ceva sau nu. Ok, dacă tot a rămas montat cuțitul ăsta, hai să încerc să vedem dacă l-aș putea folosi pentru tuns iarba. Pisoi pleacă că te accidentezi, fugi. Ar putea merge și pentru iarbă. Hai să încerc cu ăla care e special făcut pentru așa ceva. Pare că ar lua moațe la astea așa de în zonele alea unde am spațiu foarte mic și nu intră mașina de tuns iarbă. Dar hai să-i fac totuși o probă cu cuțitul ăla special pentru iarbă. Ok, hai să încercăm cu asta să vedem că pe mine asta mă interesează de fapt. Să vedem cum a tăiat. Tăie bine, își face treaba. Uite că merge exact pe principiul unei mașini pentru tuns părul. Are același sistem de cuțite care culisează. Taie. Deci își face treaba. Uite. Pentru marginile mele, hai să încerc să caut o margine undeva să vedem cam cum ar tăia. Hai să vedem aici lângă bordurica asta. Deci, aici unde nu intră. E, mai rămân ele firicele, da.
Da. Deci face ce ar trebui să facă. Acum sigur că toate firele astea mici de pe lângă margini nu o să le poată ea să le taie, dar cred că o să mă înțeleg bine cu ea și sper să renunț la aia manuală, adică să nu mai mi obosească mâna. Deci cam asta e mașinuța asta de iarbă. E bunicică. E și bine lucrată. Să încerc să o focalizez un pic așa. Uite. Un plastic bun, îmbinat bine. Sunt mulțumit deocamdată de aia. Aștept să văd cât o să țină și bateria. Că e un factor important și ăsta. Cam asta a fost mașinuța asta. Dacă o să am altceva de adăugat despre ea, știu eu, nemulțumiri, o să mai fac eu eventual un clip altă dată. Deocamdată v-am spus, sunt mulțumit. Arată exact ca în pozele de pe magazin, face ce ar trebui să facă. Să sperăm că bateria o să țină, măcar să termin iarba cât am nevoie. Ei spuneau acolo că ar avea autonomie undeva până la o oră. Sunt curios să vedem. Și cam asta e. Ca de obicei, vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc mult spor la treburi.